ziua, prieteni. Am venit și eu să-mi ridic și eu pachetul. Am și eu un pachet, mi-am făcut nasi un cadou. Să văd ce cadou mi-ai făcut nasi. Surpriză. Cadou și l-ai venit să-l ridici tu de la... Bă, tine, mă luau de acasă, prieteni, să-mi arată nasi un cadou. Aici e omul care pune pachetul în cer. Mamă, câți câini sunt vagabonți. Mihai Dana, nu? Da. Cu deschidere, așa mi-a avut. Azi. Să văd dacă... cum sunt. Așa? Da. Ia Dana-mi. Nu, e problemă, nu te lasă probleme. Doar să le vezi, atât deschiderea... Să văd, dacă e numărul bun. Ce număr trebuie să fie? 39. Te lăsa să-l bagi în picioare, nu te lasă să-l bagi în picioare. Nu? Nu. Nu-i pentru probat, e doar să vezi că îi ce ai comandat. Da. Și numărul care trebuie, da. Să-l probați, nu și dacă nu stă bine, poți să returnezi înapoi. Da, sun la ei și îl faci retur. Sun la numărul ăsta de la ei aici. Vezi? Numărul ăsta de aici. Sun la ei și îl faci retur. Și vine cu, veniți cu mașina și luați pachetul înapoi. Da. 220 de lei. Ia mă dă-le de aici, de aici. Mai 25. Da, da. Mulțumesc frumos. Ia, Dana, poți să le probezi acum. Acum sunt ale tale. Până acum nu erau ale tale. Acum da. Da, prieteni, am cumpărat lui Dana o pereche de sandale, că a venit vara la noi la Strehaia aici. Ia bagă-le. Nu merge, mă, soseta asta groasă. Da. Hai, merge, mă, acasă. Ce faci? Prieteni, revenim puțin mai târziu, că nu intră sandalele lui Dan. Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul lui Dana de la Strehaia. Bună, prieteni! Ce ne pregătești acolo, Dana? Măi, ce cărtă? Ia să vedem. Fuduli. Aoleu. Uite. Fuduli? Da. Uitați, prieteni, ce are Dan aici. De ce mai mâncare scumpă asta, fuduli? Delicatesă. Vedeți? Am înțeles, dar le-ai avut la ladă sau? Da. Păi, ce
acum ai cucul lui de aici. N-am înțeles. Vezi că te uit cu duliile cum se face. Vezi? Prieteni, să spuneți că nu gătesc eu pe aici. Aici. Acum îi dau luna să-i acum cu duliile. Așa îi se duce la așa. Dar de unde l-ai luat? De la mii. Îți de miel? De cap. De ied. De ied? Adică ca un fel de capră. Da. Ia pe ied. Ied. Iezi. De fapt, ied. Țapi. Da, mă. Mai să fie un fel. Ied, nu cred că... Unul pierdui, prieten. Era trei ied. Așa, lasă să desgheață picatul. Și am băgat și aici, prieteni. Las pe eu așa să deșgheță. Am băgat aici lui Danisică. Uite, pulpe la cuptor cu cartofi. I-am pus așa la copil. Așa, vedeți, prieteni? Prieteni, sunt supărată. Din cauza, de ce crescătă? Din cauza că mi-a luat naste și mie și s-am dat niște că eu... Mie îmi plăcea sandale de ele. Am purtat de multe ori și tot între mii rămăsă-i prieteni. Și prieteni, nu merg după mine, sunt mici. Nu știu, cred că nu e după număr. Dacă eu 39 purtam și 39 acum e mic, sandalele sunt mici, nu există așa ceva. Și aici am să fac și fasole. Verde. Ia-ți fasole. A, fasole verde. Mai aici, cât e de frumos. Uite cât e de frumos. Ma. Vezi? Uite. Da, e foarte frumos. Bravo. Fasole verde. O fac, prieteni, că o să plec. Și o să plec, o două săptămâni o să fiu plecată. Unde? În Anglia? Și nu știu dacă mai pot să mai postez de acolo, dacă am internetul bun. Prieteni, o să... Nu știu, nu promit dacă pot să mai filmez. Păi de ce? Păi n-am internet acolo în sat unde plecăm. Păi cartelă. Nu încarc. Nu merge, eu am abonament, dar nu încarcă. E prost și internetul. E mai bine mă uit la internetul în casă. Nici pe internetul cartele nu merge bine, nu știu de ce. Nu știu de ce. Și, prieteni, o să mă apuc să fac fasole verde acum. Ieri am făcut uscată. Și mai pe sar o să-i fac un astea verde, fasole verde. Și o să-i las să dezgheață alea ficații și o să le fric cu fudulii, cu fudulii. Așa-i să zicem. Ce mai bune sunt așa. Dau puțin sare pe ei, prieteni, să ia gust și o să le punem un ficat pe lângă ei și le bag în tavă. Da. Să pun sare aici ca să se gere, să se lasă și eu așa. Așa, prietene, știu să văd să se face aici pentru Darius. Să nu se mai facă așa, prietene, ha? Să facă. Ce să fac cu pantofii mei? Ai gândit, s-a gândit asta că mă bucură și pe mine. Cu să iei niște capia, să fac lunoase aici. Uitați-vă, prieteni, am scos niște capia frumoasă, de ieri. Acum o pus să iei aici. Ardei, uite, nu mai mănâncă nici bucătar, auzi? Că l-a durut piciorul, l-a durut la penit și face... Deci nu cumva a făcut aseară, am fost până la 11 a stat la bucătarul aseară, că nu s-a simțit bine, că îmi durea piciorul, a zis. Păi de ce? Din cauza la ardei? Am mâncat ardei iute mult. Păi și ce legătură are? Are legătură, prieteni. Ardei iute face penicită. Aoleu! Și să nu înțelege și ardeiul ajung la penicită, la operație. Doamne, ferește! Da. Ferească, domnuță. Așa că te... Ai grijă cu ardei. Ai grijă că te... Uite, mă. Nici bătic o să-l
leg și o pinie. Nu bată prietenii. Știți, prietenii, eu nu vreau să stau fără batic. La noi nu e. E tradiția să nu stăm fără batic, să... Păi da, Dana, da. Așa e la noi. Toată lumea în ziua de astăzi nu mai poartă batic. Nu mai tu porți batic. Doamne! Și mamă, te-am văzut că umblă cu ciontul ăla și... Nu, nu mai e maică mea. Toată lumea. Toate țigăncile. Toate țigăncile. Prietenii, zice că dacă ești mai bătrână de 50 de ani, să porți batic. Și nici nu atunci... Nu mă interesează, prietenii, eu port batic. Îți place ție să porți batic? O să revenim, prieteni. Închide și o să revenim, da? Ce zici? Ok. Revenim. Hai să vedem ce ne-a pregătit mama. Eu am fost la salon. Bună, prieteni. La gene și mama a pregătit de mâncare. Da? Da. Ai pus gene? Da, iar. Bun, bun. Vezi ce mamă bună? Da, lasă să vedem bun, genele. Bun, bun. Nu mai, lasă-le. Hai. Mamă, ce ala. Ce pulpe frumoase. Mai fac atât, Dana. Cu duliile lunastie, da, prieteni. Altă tavă, mama, mă sperii. Cu duliile le-am tăiat. Păi da, stai, stai, ce ulei, să bagi ulei. Ai băgat ulei? Ficiatru? Cu duliile. Usturoi din astea ai băgat? Nu, acum, mai de dar, de acum. Lasă primatul să fiarbă așa. Păi nu-ți băgai nici ulei, nici untură acolo. Nimic are ei. Are untură. Ai văzut ce am cumpărat lui Cătălin? Ți-a plăcut? Mi-a plăcut, da. Lasă-l poartă să ne... Este bine, vezi? Mulțumesc. Nu, nu, numai pantofel poartă. Ia treci, ia treci. Da, n-am cumpărat și eu pereche, am venit la ea. Ia să le văd și eu, adu sandalele și cheamă-l și pe Darius. Sandale. Alu, maică, unde sunt mamă? Supărată. Da, nu, că nu sunt mărimea ei și... Adu-l pe Darius, te rog frumos, că adu-l pe Darius să mănâncă. Să mănâncă copilul. Eu nu mănâncă. Te vii și lui Andreea, că vede fata mea pe blog. Am și o durere a mea, știi cum sunt? Mă las timp și dau la copilul meu. Așa este, da. La copiii mei. Știți cum sunt eu? Pun la copii să fie aceea. Arată foarte frumos. Da? Pulpițele. Nu știu, eu mai vreau să mai nănas un pic, a? Nu. Nu mă las. O să-i trimit după aia. Care e câte o pulpă și pune la fiecare câte jumătate de pulpă? Păi nu știu copilul de ce mi-a luat. Mi-a cumpărat și pulpe, ziceam să iau pui și n-avea ce să duce la penii. Să-mi iau o găină, vrea să tai de casă. Și pui aici. Da. Nu știu cum să nu m-am dus. Pune Luca, pune câte jumătate, așa. Da? Nu mănâncă copiii. Nu mănâncă copiii. Uite, bebelașul meu frumos. Ce bebelașa e aia? Lasă, copilul meu mănâncă copil pe întreagă. Așa, să mami. Copilul meu asta mănâncă întreagă pulpa asta. Păi e focul central. Da, până am foc, nu copii focul. Păi eu foc, focul mănâncă. De ce nu vă pun eu ăștia mai bine pe o farfurie mare? Așa. Ce e fiecare? Stai că vă pun eu acolo și eu fiecare. Așa. Câte o bucată și gata. Da, așa. Na. Stai mă să servesc pe Cătă. Cătă, treci și încoace, că ți-am pus. Cătă... Unde treci? Eu nu trec. Arată foarte bine. Treci și mănâncă. Da. Nu mâncă nimic, prieten, Cătă al meu. Nu am mâncat, de unde știi că nu mâncă? N-am mâncat de 10 săptămâni. Ar treci tu, Anca, aici? Asta e telefonul lui Anca. Treci, Anca, aici și mănâncă și tu? Cartofi, prieteni, ăștia de casă. Tot de casă, de casă. Ia să mănâncă. Ia una de cătă. Mănâncă tu, cătă. De ce? Mie, mai bine pun așa. Ion, unde e Ion? Vine și tu, lasă că vine. Unde e Ion Darius? Să vă dau. Oh, să dau la copilul meu puțin. Chiar vreau să puțin puține pâine aici, să văd. Ce vrei să și mănâncă. Hai, trebuie și tu. Ia și mănâncă. Uite, Anca. Hai să vedem ce pâine din Dana aici. Cartofi. Ia și tu. E fric. Dana, ia și tu. Hacana, fric. Cum să zice? Ce ți-am făcut? A, poți să facem căldură. Și pâine câte puțin căldură din aia. Da, o căldură de asta, da. Aia e mai bună. Ia
să vedem ce pregătim, dar n-am mai trebuia să se lăsăm să se răcească, sunt ferbinți. Da. Uite aia burodinii, prea de tot mâncăm cald. Nu știu că noi așa vedem țiganii. Da. Cum mâncam de mult în șatră, gata, cum mă luam de pe foc, așa puneam și mâncam. Vezi? O părit. Da, o părit. E super, da. Unde e Andarius? E în casă? E bun? Da, e super, da. Da. Aici era la pune. Aici era la slujbă. Nu era micu, poate să duce cineva la urmă. Pune-și tu și mănâncă, o mănâncă și tata și Ion. Ion e înăuntru. Uite care și Ion și... Și Nasti, uite, are și... Pune-și tu și mănâncă și tu odată cald, că tu nu mănânci niciodată. Eu? Tu. Eu cred că arată. Să vă culăcă altofi, nu știu. Să vă culăcă. Nu. Nu cartofi, brațe. Prieteni, vă mulțumesc ca să mâncăm și noi, prieteni, să vă dăm Dumnezeu multă sănătate. Știi ce a zis lumea? Că la Strehaia toți mănâncă îmbrăcați. Ne cerem scuze, prieteni, dar asta e tradiția, nu putem să renunțăm la ea. Așa este. Ăștia suntem noi, da? Ăștia suntem ăștia rămâni, asta e. Ia scaunul, mamă. Că ne ducem să facem treaba afară și nu mai avem... Mai filmară? Da, mai filmară noi, că... Câte minute mai... Gaiana, de la Polul Nord. Câte minute mai filmat? Am făcut și eu acolo cu Cătă. Mai filmat? Câte minute că te-ai filmat? Nu mai știu. De ce nu știu? A, de la mine. Am uitat. Așa uitam. Mă duc să-mi chem și pe Ion, că e ferbinte, nu pot să mănânc ferbinte. Adu-l la mine. Nu, mănâncă, ia scaunul. Să se răcească. Nu mai îmi pune scaunul, nu? Poți ce mănânci picioare? Uite, cum fie cu noi aici? Să vezi și cum fie cu noi. Cheamă pe tatăl tău, unde e? Păi, nu. Mai poftă bună. Haide să mănânc. Uite, vei și așa. Hai să mănânci. Auzi, am mâncat ușor, la frate sau. Ce-ai mâncat? Fasole. Iar fasole. Bă, tată, ce ai cu fasole? Ai ceva cu fasole? Doamne ferește, toată lumea zice. Nasi, mănâncă fasole. Unde se duce fasole? Acasă fasole. Acasă fasole? Ce nu mi se duce fasole? Nu face bine la stomac. Nu-ți face rău. Cum se face rău? Unde e? Duc să-l chem. Hai, poftă bună, să revenim.